Rugați-vă. Asta este intimitatea cu Dumnezeu. În Exod 8:8 citim: Faraon a chemat pe Moise și Aaron și pe Aaron și a zis: Rugați-vă Domnului să depărteze proaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Aici este vorba despre mijlocire, ca Dumnezeu să îndepărteze rău de la cei nemântuiți care ne cer să ne rugăm pentru ei. De asemenea, în Genesa 18:22-23 citim: Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat și a zis: Vei nimici oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Aici vedem că este vorba despre mijlocire pentru oraș, ori pentru țară, ca Dumnezeu să-și abată judecata de la ele și să nu le nimicească. În Exod 8:28 citim, 8:28. Faraon a zis: Vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie? Numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Aici Faraon le spune: În rugăciunile voastre aduceți-vă aminte și de mine. În Exod 9:28 citim: Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi oprit. Ne putem ruga ca Dumnezeu să oprească un cataclism, ori o furtună. În Psalmul 122:6 de asemenea citim: Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Aici Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Să nu uităm să facem asta și dacă a trecut cam mult timp de când nu ne-am rugat pentru Ierusalim, să ne cerem iertare. În Ieremia 29:7 citim: Urmăriți binele cetății în care v-am adus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Aici Dumnezeu ne spune să ne rugăm pentru orașul în care ne-a pus. În Maleahii 1:9 citim: Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi El cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Aici Dumnezeu ne vorbește că pentru a asculta rugăciunile noastre, mai întâi trebuie să ne mărturisim păcatele. Matei 26:41 citim: Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Aici Domnul Iisus Hristos ne arată unul din cele mai importante motive pentru a ne ruga și pentru a avea nopți de veghe. Iar acest motiv important este pentru a nu păcătui. A cădea în ispită înseamnă a nu face față ispitei. Și nu înseamnă a nu veni ispita. Iar a nu face față ispitei înseamnă a face păcat. Prin urmare, Domnul Iisus Hristos ne spune: Cu cât vă rugați mai mult, cu atât aveți mai multă putere să nu faceți păcat. În Matei 5:44 citim: Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Aici Domnul Iisus Hristos ne spune care trebuie să fie purtarea noastră și să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc. În Luca 21:36 citim: Vegheați
Deci, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aici Domnul Iisus Hristos ne spune să veghem, adică să fim treji, să ne rugăm. Iar dacă ne rugăm, vom avea putere să scăpăm de toate lucrurile rele care se vor întâmpla și de toate încercările care vor veni peste noi. În Coloseni, capitolul 4, cu versetul 3, citim. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțul. Aici Apostolul Pavel le cere credincioșilor din Colose să se roage pentru el, ca Dumnezeu să-i deschidă o ușă pentru cuvânt. Biserica Betlehem se poate ruga pentru cei ce vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Să primească de la Dumnezeu ce să vorbească. Să fie un cuvânt proaspăt, uns, plin de viață și de Duh. Dacă nu în timpul săptămânii, măcar duminica, când vii pe drum spre biserică, rostește o rugăciune scurtă. Contează foarte mult. În 1 Tesaloniceni 5 cu 17 citim. Rugați-vă neîncetat. Apostolul Pavel ne spune să ne rugăm neîncetat. Asta pentru a ne arăta importanța nespus de mare a rugăciunii și totuși și a ne cere să ne rugăm neîncetat. Asta fiind posibil printr-o închinare continuă, ca tot ce facem, să facem ca pentru Domnul și numele Lui. Iar în închinare, iar închinarea tot rugăciune este. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 25, citim. Fraților, rugați-vă pentru noi. În Iacov, capitolul 5, cu versetul 16, citim. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecat. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aici Apostolul Pavel ne spune să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindecați și să ne mărturisim unii altora păcatele. În Iuda, capitolul 1, versetul 20, de asemenea citim. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Aici Apostolul Pavel ne spune să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Vedeți că nu ne spune să ne rugăm călăuziți de Duhul Sfânt, ci prin Duhul Sfânt, care înseamnă să ne rugăm în limbi. Câți dintre noi avem dat vorbiri în limbi din acest loc? Slavă Domnului! 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 18, citim. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Apostolul Pavel se ruga în limbi mai mult decât toți creștinii credincioși din Corint, la un loc. De ce se ruga Pavel atât de mult în limbi? Pentru că știa că se roagă după voia lui Dumnezeu. Căci rostea taine și pentru că era conștient de importanța rugăciunii în limbi. Pentru că era umplut de puterea lui Dumnezeu care se manifesta pe urmă prin el. În 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2, citim. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taine. Aici vedem că Apostolul Pavel ne spune că cel ce se roagă în limbi vorbește lui Dumnezeu și cu Duhul El spune taine. Dacă ai darul vorbirii în limbi, îl folosești tu zilnic. Te rogi tu zilnic lui Dumnezeu după voia Lui și rostești tu taine către El. Te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, roagă-te zilnic prin Duhul Sfânt. Vorbește Lui în limbi, din ce în ce mai mult. Amin? În Psalmul 32, cu versetul 6, citim. De aceea,
orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-a lăsat ape mari, el nu-l vor atinge deloc. Aici psalmistul spune că orice om evlavios, bărbat și femeie, băiat și fată, să se roage ție, Doamne, la vreme potrivită. Când este vremea potrivită, dacă nu atunci când trebuie să ne rugăm? Fie ea rugăciune de mulțumire, cerere, recunoștință, laudă, închinare, mijlocire, adorare, comunicare, comuniune, mărturisire, meditație, înduplecare, supunere, implorare, travaliu. În Matei, capitolul 14, cu versetul 23, este scris: după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se notase și el era singur acolo. Vedem aici că Iisus Hristos, Salvatorul nostru, s-a rugat până noaptea. În Matei 19, cu 13, citim: atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Copiii ai lui Dumnezeu, cel atotputernic prin Iisus Hristos, Mântuitorul, Domnul și Răscumpărătorul nostru, El care este sfințirea, îndreptățirea și neprihănirea noastră, haideți să venim la Dumnezeu și să avem intimitate cu El în rugăciune, iar Dumnezeu să-și pună mâinile Lui peste noi, să ne mângâie prin Duhul Sfânt, care este mângâietorul nostru, să ne binecuvinteze și să ne dea putere. În Marcu, capitolul 6, cu versetul 46, citim: după ce și-a luat rămas pung de la norod, s-a dus în munte să se roage. Domnul Iisus Hristos s-a retras de multe ori să fie singur pentru a avea intimitate cu Tatăl nostru care este în cer. Și asta se întâmpla prin rugăciune. În Luca, capitolul 6, cu versetul 12, citim: zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Aici vedem că Domnul Iisus Hristos s-a rugat toată noaptea. În Luca, capitolul 9, versetele 28 la 29, citim: cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-au suit pe munte să se roage. Când se rugau, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. În timp ce Domnul Iisus Hristos se ruga, i s-a schimbat fața și îmbrăcămintea. Fața lui Moise strălucea și mai departe după ce a coborât de pe munte cu tablele legii. Asta pentru că intra în cort și avea intimitate cu Dumnezeu în rugăciune, în prezența Lui. În rugăciune noi avem intimitate cu Dumnezeu și experimentăm prezența Lui. Prezența Lui Dumnezeu nu se manifestă numai așa ca să se manifeste. Prezența Lui Dumnezeu se manifestă din dorința Lui. Acea dorință de a avea părtășie cu noi, cu copiii Lui, prin intimitate în rugăciune. Manifestarea prezenței Lui este numai pentru copiii Lui. Numai îngerii sfinți și copiii Lui Dumnezeu pot sta în prezența Lui. Prin lauda adusă Lui Dumnezeu, prin închinare față de El și prin rugăciune către El, prezența Lui se manifestă. Prezența Lui o simțim. În Luca, capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 8, să citim ce ne spune acolo. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El i-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o vădvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis:
măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă donecăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, a auzit ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, cu toate că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ. Domnul Iisus Hristos ne spune că trebuie să ne rugăm necurmat, adică fără încetare, și ne explică de ce trebuie să facem asta. Pentru că Dumnezeu ne ascultă și împlinește rugăciunile noastre. În Luca, capitolul 22, versetele 41 și 42, citim: Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se voia ta și nu voia mea. Domnul Iisus Hristos a îngenunchiat, s-a rugat și la finalul rugăciunii a spus: Totuși, facă-se voia ta și nu voia mea. Domnul Iisus Hristos a avut reverență și supunere față de Tatăl, pentru că a dorit ca voia Tatălui să se facă și s-a rugat stând pe genunchi. Tu alegi cum stai când te rogi. Dar să nu uiți că noi trebuie să ne asemănăm Domnului Iisus Hristos. De asemenea, este important că atunci când ne rugăm să spunem: Doamne, facă-se voia Ta și nu voia mea. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 9, citim: A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. Apostolul Petru avea și el intimitate în rugăciune cu Dumnezeu, retrăgându-se să fie singur pe acoperiș, și asta la ora amiezii, la 12 după amiază. Este importantă intimitatea cu Dumnezeu în rugăciune, zilnică, fie dimineața, fie la prânz, fie seara, sau dacă se poate de toate trei dățile și chiar și noaptea. În Matei, capitolul 13, cu versetul 55, citim: Oare nu este El Fiul Tâmplarului? Nu este Maria mama Lui și Iacob, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații Lui? Sper că nu ai devenit prea obișnuit și suficient cu Domnul Iisus Hristos și să spui: Păi El este oricum cu mine, și dacă mă rog, și dacă nu mă rog. El oricum deja locuiește în mine. Această atitudine de nepăsare, suficiență și obișnuință de a nu te ruga și avea intimitate cu Dumnezeu nu este bună și aduce necredință, întocmai ca în Nazaret, unde Domnul Iisus Hristos nu a putut face multe minuni din pricina necredinței lor și atitudinii lor. Cine? Iisus Hristos? Ah, da, noi îl cunoaștem bine și pe El și pe familia Lui. Domnul Iisus Hristos vrea să fii doritor, să-L cunoști tot mai mult și mai mult. În rugăciune tu stai lipit de Dumnezeu. În rugăciune tu vezi fața Lui, asta prin ochii credinței. În rugăciune tu găsești răspuns. Prin rugăciune, fiind călăuzit de Duhul Sfânt, l-ai rugat pe Domnul Iisus Hristos să vină să locuiască în inima ta, ca Domn și Mântuitor al tău personal. În urma rugăciunii, Dumnezeu lucrează în viața ta. În urma rugăciunii, morții învie. În urma rugăciunii, vieți se schimbă. În urma rugăciunii, cei îndrăciți sunt eliberați. În urma rugăciunii, orbiși capătă vederea. În urma rugăciunii, cei orogi umblă. În urma rugăciunii, surzii aud. În urma rugăciunii, mulții vorbesc. În urma rugăciunii, primești îndrăzneală, curaj, voință, credință și putere să vestești celor nemântuiți vestea cea bună a mântuirii prin Iisus Hristos.
Și toate acestea sunt har de la Dumnezeu. Roagă-te! 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 Tăticuțului tău din cer. Dumnezeul viu dorește să vorbești cu El. Vrei tu să-i vorbești lui? Vrei tu să petreci timp cu El? Dumnezeu are emoții și sentimente. De unde știu asta? Știu pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu se bucură și se emoționează când stăm de vorbă cu El în rugăciune. Exact cum un tată se bucură și se emoționează când are un timp petrecut împreună cu copilul lui. Aș dori să pot să iau din dorința lui de tată și să o pot pune în inima ta pentru a avea și tu aceeași dorință. Dar nu pot. Însă știu că El poate și își dorește să-ți dea această dorință. Să stai în prezența Lui. Să ai părtășie. Adică timp petrecut cu El și intimitate cu El în rugăciune. Dacă ți-a scăzut această dorință, spune-i Lui. Dacă nu mai ai această dorință, să te rogi, să stai în părtășie cu El, spune-i Lui. Dumnezeu poate și vrea să-ți dea această dorință, această sete după El, să stai acolo, tu cu El, cu Dumnezeu, cu Tatăl Ceresc, doar voi doi în părtășie, tu, copilul Lui și El, cea mai puternică, maestoasă, înaltă, necuprinzătoare, infinită, atotcunoscătoare, atotcuprinzătoare, cea mai bună, prea sfântă, ființă care există veșnic, El, Dumnezeu, Tatăl tău și Tatăl meu. În Efeseni, capitolul 6, 18, citim. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții. Dacă simți acum că ai neglijat rugăciunea, te-aș ruga să te ridici în picioare. De fapt, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și haideți fiecare personal să ne rugăm. Ce simți acum? Ce vrei să spui Tatăl? Ce vrei să spui Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt? Haideți să venim fiecare în rugăciune înaintea Lui și să ne apropiem de El, să rugăm pe El ca acest cuvânt care l-am auzit în dimineața să atingă inimile noastre, să transforme viața noastră și Duhul rugăciunii, care este Duhul Sfânt, să ne călăuzească în rugăciune, în intimitate cu Tatăl, cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt. Facem asta, chiar acum. Simt că Duhul Sfânt e aici. Dumnezeu e aici și vrea să ne atingă pe fiecare. Vrea să ne vorbească fiecare. Vreau să te îndemn. Dacă nu știi ce să-i spui, doar stai în tăcere și lasă-l pe El să-ți vorbească. El dorește asta. El dorește pentru asta. Haideți să venim înainte. Rugăciunea.